Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit pe contul meu de YouTube. Avem aici o dujbă flank, cum să stau eu fără dujbă chinezească, că de la asta am pornit toți și... E, într-adevăr, e 200 de lei, 262 de atât am costat. Dar dacă deține 2-3 ani, îți merită banii. Hai să vedem ce include pachetelul. Avem așa o drujba în sine, flank, o să dau jos, accesorii. Frâna de ghidaj, frâna, teaca, o lamă de 45, dacă nu, da, 45, da, așa, manual de utilizare care scrie în limba chineză sau ungurească, că de acolo provine ea. Am luat-o de pe OLX cu 220 lei plus 42 de lei transportul. Bidon de amestec, benzină și trusa cu accesorii. Asta e trusa cu accesorii. Așa, și aceasta e lanțul ei de 45 de centimetri. Nu l-ai desfac, că e sigilat. No, eu nu o să am treaba cu drujba asta, că mai am încă una, cea de la Pro Garden. Deocamdată o folosesc pe cealaltă. Da. Și aceasta este drujba. Bun, și-am scos și drujba din pachetel. Așa arată, flaying. Mă, să știi că e destul de bună. E la... Nu, eu n-am garanție, dacă mă întrebați de garanție. Acea drujbă care ați văzut-o de la Strauss Austria, tot de la doamna aceea e cumpărată, că e o doamnă care o cumpără, vorbește foarte frumos și, na, nu e o drujbă profesională, să zic, dar e pentru mai mult pentru hobby. Adică, na, îți face treaba destul de bine. Aici vedem specificat ce vrea să scrie, dacă nu se vede, vă spun eu, Flaying FK 9700 3100 de vați, aici nu știu cum, 1305 făcute, 13500 de rotați pe minut. Nu știu, așa, în fine. Madem PRK și cam atât ce mai scrie. Aici, unificări, nivel, așa. Pe aici vă spun eu ce vrea să zic, că nivel de ulei, așa, uise gazoline, caca-maca, știți și voi. Adică 25 la 1 litru. E aici, în engleză, e destul de bun. Nu avem aici, nu e cu, da, e cu rotiță motrică, cu steluță. Nu e cu rotiță motrică, e destul de bună. I-am făcut și probă, dar... Ce-mi place aici, că de asta am și luat-o, e un model mai nou apărut, cred că prin 2000, cât, nu știu dacă scrie aici. Da, 2020, da, se vede? Nu știu dacă, hai mă, focalizează-mă. 2020, că e un model, mă. Uite, mi-a plăcut aici că are chestia asta, n-are aici, trebuie să desfaci. Uite, pac. Aici, uite, aici ai bagi cheiuța... Și pac, na, nu mai e cu model din asta, știi că e destul de ingenioasă, să-i spun așa. E o drujbă, na, dacă te ține câțiva ani, e destul de bună. Dar, sincer, eu nu prea lucrez cu ele. Na, și o las așa, mi-mi place de eventual să am. Și dacă văd că îmi place un produs, ăla-l iau, de asta zic. Da, hai să ne uităm și la accesorii ce am primit. E lanț chinezesc, bineînțeles. Așa, asta iar e, frâna e destul de bună, că nu adică era și alaltă, la drujbele vechi modele, acoperă până aici, dar asta vine exact până centrul ăsta, da, nu contează, e important că, na, vedem ce garnituri avem noi aici pe aici, ce garnituri, nu avem silicon, e făcută din cauciuc, ceva de cauciuc, dar e destul de bună, da, ce nu-mi place la modelele ăștia chinezești, că ele vin, stați un pic, da, cum v-am spus, ce nu-mi place la modelele ăștia, că vin cu, asta cheie e destul de bună, deci aici cheia e chiar că foarte bună, material mai, mai bunicel, să zic așa, în el, nu e tăbliță din aia, cum ați văzut-o la mea la drujba Strauss, ceva de auriu, așa, să zic, gold, asta e așa, e bună, e foarte bună, nu e, aici mă uitam, e mai diferită, să vă spun așa, sau mi se pare mie, sau tot așa chinezească e, parcă mi-e diferit de celelalte. Ah, mă rog, și ăștia nu-mi place mie, de asta v-am spus, nu-mi place imbustul ăștia, e o căcărie curată, bine e ca să dea că așa vine, e un... Dacă un pic, dacă l-ai îndoit, pa, deja ai strâns prea tare și vrei și s-a dus. Da,
Bun, dragii mei, cam acesta a fost videoclipul meu. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați multe like-uri, așa că să vă spun despre drujbă. E foarte bună pentru hobby și pentru a vă face treaba în gospodărie, pentru a tăia lemne de foc și nu numai. Dragii mei, cam atât și pe final îi dăm o pornire, vedeți că pornește foarte bine. Ia să-i dau eu acum și o pornire. Nu știu să pun eu telefonul, uite aici, nu dacă se vede, dar sper să se vadă. Îi dăm așa, avem șoc. Șocul nu e ca din ăla, adică tra șocul și mi-a să-l dai, nu. E din ăla model mai vechi, dar e destul de bună. N-am mai pus lanțul, că-l pun doar așa de formă, vedeți că pornește la 262 de lei. Deci nou nouță, o vinde o femeie pe OLX din satul mare de la Carei. Așa, hai să o pornim, nu mai zică. Vrea să pornească, ceea ce e un lucru bun. Eu mai porni că atunci când venia o porni, păi dacă pornește, o pornește acum, vedeți că pornește. Da, dragii mei, uitați și uleiul cum îl dă, deci dă un ulei foarte bun, ceea ce e un lucru bun, că doar să dacă vreți să mai umblați cine știe să o regleze mai bine, puteți să umblați la ea, să vedeți că cine știe, da? Eu nu umblu că nu știu și mai bine decât să o stric, mai bine o las așa în pacea domnului, că e mai bine să ungă lanț. Lasă să fie acolo, da. Deci nouă nouță n-are pic de rumeguș, dacă se vede, pic. Bun. Dragii mei, cam acesta a fost videoclipul meu, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, dacă n-ați făcut-o și sper ca pe mâine să mai postez iar încă ceva, tot ce am cumpărat eu postez, nu ca să mă laud și așa îmi place mie să, na, să cumpăr și îmi place să așa, să postez și na, să alții să poate îmi dă like-uri, să, na. Și asta e, ok. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o și v-am pupat, să aveți o zi plăcută de vineri. V-am pupat, ceau!